Reîntorși recent de la Târgul de Turism de la Bacău, reprezentanții Consiliului Județean Gurs s-au declarat mulțumiți de numărul mare de participanți care le-a vizitat standul. Peste 1000 de persoane s-au arătat interesate de județul nostru și asta ca urmare a proiectului Redescoperă Gurjul, care are ca obiectiv tocmai atragerea de turiști. Majoritatea persoanelor care ne-au vizitat standul au fost foarte interesați de județul Gurs. Recunosc că au fost și persoane care au spus că e cam departe din acea zonă a țării. Au spus că e cam departe, dar totuși vor să vină să vadă și au fost atrași de Transalpina. Deci nu știau că este cel mai înalt, în cea mai înaltă șosea din România. Au fost foarte, foarte încântați. Au solicitat chiar două, trei rânduri din pliante, că au zis că mai au cunoștințe, că vor să discute. Reprezentanții Consiliului Județean Gurs au prezentat astăzi mass mediei pașii parcurși în acest proiect, materialele promoționale realizate cu scopul de a încânta pe turiști și ce vor face până la finalul proiectului.